Păi ce poți să zici? Ce poți să zici când avem numai 8 puncte și ultima victorie în 2 august? Deci poți să zici altceva, poți să-i laud, poți să zic ceva? Nu pot. Suntem de vină toți, și eu, toată lumea, dar nu administrația este cea mai de vină, pentru că, așa cum v-am spus, noi am obținut niște succese și dacă obținea și echipa, eram foarte bine. Mi se pare că unii parcă nu vor să joace așa. Nu cred că nu vor. Așa ceva nu cred că există. N-au de ce să nu dorească să câștige, să joace mai bine. Este un blocaj clar și mental, dar nu numai asta. Nu știu, eu refuz să cred că e lipsă de valoare a lotului. Eu cred că echipa joacă mult sub valoarea individuală a jucătorilor. Nu știu, poate unii sunt foști jucători, nu știu. Sunt multe de analizat și încerc să mă abțin că nu e prea... Și omogenitatea și lipsesc multe. Lipsește acea dorință de a câștiga, acea îndârjire în luptă, în lupta pentru banul, pentru balon, în duelurile 1-1. Lipsesc multe, din păcate. Avem o echipă așa, fără vlagă și destul de moale. Azi a început mai bine, dar am ajuns ca în epiza a doua să fim exact la fel cum a fost și până acum. E posibil să plece o bună parte dintre ei dacă lucrurile nu se vor schimba în fel, Nu. Noi facem 20 și poți să aduci 100 de jucători, pentru că e foarte greu să îi omogenizezi, e foarte greu să îi aduci la același nivel de pregătire. Acum, ce să spun, am sperat că această pauză să aducă o schimbare. Acum, ce să sperăm că după vacanța de iarnă, poate să nu fie prea târziu după vacanța de iarnă. Sigur va fi o schimbare la echipă în pauza de iarnă, atât la nivelul lotului, cât și în joc și în rezultate. Dar tot așa, tot sperăm că în pauza următoare, peste o lună, dar trebuia azi să obținem măcar un egal. E Mircea clar acest. Mircea Rednic încă n-a adus revirmentul. Mircea Rednic, să știți, da, se bucură și foarte bine pregătește echipa, antrenamentele sunt foarte bune. La antrenamente sunt chiar frumoase și e atmosferă bună, dar când ajungem să ne dăm examenul în fața cu adversari, în fața telespectatorilor și în fața noastră tuturor, acolo deja nu mai trecem, din păcate. Când considerați că, când devine situația alarmantă, că totuși trec etapele și nu obține? Păi, eu zic că deja e alarmantă situația, dar încă nu e pierdută și asta este mare lucru. Trebuie să muncim în continuare, nu este un stereotip, clar trebuie să muncim în continuare, să ne omogenizăm și să vină un declic. Eu sper să fie etapa viitoare când trebuie neapărat să câștigăm. Sper, tot sper din etapă în etapă, dar chiar sper să în etapa următoare să jucăm tot meciul cum am jucat în prima repriză, cea mai mare parte azi, și poate atunci o să obținem o victorie. Ar fi foarte necesară o victorie să ne deblocăm. Sper mult în acest lucru. Vă mulțumesc. Dacă ar reveni fanii în tribune? Da, în mod cert, da. Fanii ne lipsesc, ne-ar fi ajutat foarte mult. Sunt sigur că și aici la Voluntari, dacă am fi avut fanii, noi am fi fost mai mulți dinamoviști și ar fi susținut echipa și e acea motivație în plus de care au nevoie jucătorii. Este un deja vu la Dinamo, din păcate. Până acum se întâmpla de multe ori ca minutul 20 să fie 2-0 pentru adversar. De data asta am condus noi și pe o scădere a nivelului de joc și a concentrării am luat primul gol, după aceea am luat și al doilea gol. Ce să vă spun, cei care sunt datori sunt jucătorii, în primul rând. Deci noi, ca administrație, am reușit să dăm salariile la zi. Suntem la zi cu salarii, ceea ce este un lucru care nu e normal, deja trebuie să fie normal în Liga 1. Am reușit să deblocăm transferurile. Azi s-a reușit să se depună într-un timp foarte scurt, să se întocmească, să se depună planul de reorganizare și să fie azi aprobat, după cum știți. Și am scăpat și de depunctarea de 9 puncte, pentru că fără la 9 puncte eram la minus 1 și nu mai aveam poate nicio șansă. Cei care sunt datori, sunt foarte datori față de club, față de fanii lui Dinamo, față de meseria lor, sunt fotbaliști. Ce pot să zic altceva? Nu-mi place să critic așa și nu vreau individual, dar din păcate nu e acea stare de spirit în echipă de a obține o victorie. Nu știu, e și un blocaj mental, e clar, după atâtea meciuri fără puncte. Cred că ultima victorie a fost prin 2 august, dacă nu mă înșel, deci sunt deja aproape atâtea luni
patru luni de când nu s-a obținut o victorie. În deplasare n-am făcut niciun punct. Deci sunt niște cifre care sunt foarte proaste, foarte dezonorante pentru noi și în primul rând pentru fotbaliști, pentru că ei ar trebui să fie cei care să lupte în teren, să conteze mai mult și să aducă puncte. Nu știu, am deblocat transferul, am adus 8-9 jucători, a venit Mircea Rednic, a mai adus 5 jucători și totuși nu se schimbă nimic în teren și la echipă. Sunt, vă spun sincer, sunt îngrijorat și foarte nemulțumit. De ce credeți că nu se schimbă nimic la echipă? Totuși ați numărat câteva chestii pozitive și ar trebui, mă gândesc, că dumneavoastră așteptați rezultate. Păi, pozitive am făcut noi administrația, jucătorii au rămas, din păcate, la fel în joc și ca lipsă de puncte în clasament. Sper că se vor îndrepta lucrurile, deși azi, la un moment dat, am jucat mult mai bine, am început bine partida, am mai avut ceva ocazii, dar după aceea ne-am tăiat. Să sperăm că am avut și pauza de 2 săptămâni, am avut 2 pauze deja. Așteptam, vă spun sincer, așteptam, deși voluntari o echipă bună, o echipă grea, cu un joc consistent, să obținem măcar un egal. Sincer, am așteptat, dar se pare că m-am înșelat. Doamne președinte, dar totuși, nu e posibil ca aceasta să fie valoarea reală a lui Dinamo, adică...